Dragii mei frați și surori, Domnul Iisus Hristos, în seara aceasta, așa cum știm, este o seară mai specială. S-o putem spune că este o seară unică din cele 365 de zile care le are anul. Când creștinătatea, sau cel puțin o parte din creștinătate, sărbătorește această sărbătoare mare, adică venirea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, aici, între oameni. În Valea Plângerii sau în Valea Umbrelor Morții s-a întrupat aici într-un mod în care nici până atunci și nici de atunci încoace nimeni nu s-a mai întrupat și nu s-a născut în felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Îngerul a venit, Îngerul Gabriel, a venit la Fecioara Maria și a adus această veste. Fecioara Maria l-a întrebat pe înger și a spus cum se va face lucrul acesta, cu alte cuvinte, pentru că eu nu sunt căsătorită, sunt fecioară, sunt o tânără. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune prin înger, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt te va umbri și vei rămâne însărcinată și cel care se va zămisli în tine se va chema Fiul Celui Prianar, Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Amen. Numai odată în acest univers, în istoria acestui pământ, a fost o astfel de veste și s-a întâmplat și s-a întrupat Domnul Iisus Hristos și a venit în lumea noastră și spunea îngerii, le spunea acelor păstori care păstoreau oile și le păzeau și spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor, spunea Îngerii, care este Hristos Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Amen. Cu alte cuvinte, venirea Domnului Iisus Hristos a fost pentru noi, pentru cei pământeni. El a venit aici ca să împace pământul, omenirea să împace cu Dumnezeu Tatăl. Și aș vrea să vă spun ceva. În vremurile acestea sau în zilele acestea, creștinătatea fiecare sărbătorește în felul lui. Și n-aș vrea să intru în detalii, pentru că știm, trăim într-o societate și venim din altă societate, care și din societatea din care am venit noi. Oamenii mulți, cei mai mulți, îl cunoșteau pe Hristos în felul lumii. Și aici este la fel. Sărbătoresc oamenii în felul lor, dar vreau să vă spun ceva. Este bine să sărbătorim această sărbătoare în felul Scripturii, deci să ne aducem aminte că într-o noapte ca și aceasta, Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o iesle sau într-un grajd undeva, să spune mai bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că întruparea Domnului Iisus Hristos n-a fost nimic la întâmplare. Aș vrea să vă spun, să fac doar un rezumat acestor lucruri. Venirea Domnului Iisus Hristos în lume n-a fost la întâmplare. Întruparea Domnului Iisus Hristos sau zămislirea Domnului Iisus Hristos în Fecioara Maria n-a fost la întâmplare. Găsim aceasta cu sute de ani în urmă. Găsim când Duhul Sfânt, prin gura prorocului, vorbește și spune, dacă nu greșesc, în cartea prorocului Isaia, în capitolul 7, deci, cu 700 de ani, spune aici, în capitolul 7, cu versetul 14. Să vedem ce spune aici. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Dragii mei, aceasta n-a fost la întâmplare, aceasta n-a fost așa cum spunem noi, s-a întâmplat parazar. Nu! Aceasta a fost prevestit și Dumnezeu, care controlează toate lucrurile, are putere să împlinească, dragii mei, ceea ce vestește, lăudat să fie numele Domnului. Apoi, în seara aceasta am citit un text, care parte la prima vedere am spune, iar este ceva care ar fi la întâmplare. Dar așa mi se pare. Noi oamenii, pe când la Dumnezeu toate lucrurile spuneam, undeva duminică seara unde a fost, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduierilor,
Și aș vrea să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de precis că mintea noastră nu poate să conceapă precizia cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Deci să facă recensământul. A ieșit o poruncă. Interesat, în vremea aceea, când Maria era însărcinată și s-apropia să nască. Să vedem mai jos ce spune cuvântul. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria sau guvernor Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Haideți să băgăm de seamă să vedeți cum lucrează Dumnezeu cu oameni. Fără ca oamenii să știe că de fapt ei, prin porunci, prin legi, prin atitudinile lor și prin acțiunile lor, ei împlinesc cuvântul lui Dumnezeu la precis. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că Iosif s-a suit din Galileea. De ce spune? Aș vrea să vă spun că Galileea este în partea de nord a Israelului și este un loc muntos. Dar ca să meargă la Ierusalim, pentru că, sau la... în cetatea lui David la Betleem, să meargă acolo, trebuie să coboare și apoi să urce din nou. Că de-aia spune cuvântul lui s-a urcat. Pentru că a trebuit să coboare din Galileea și apoi din nou să urce. Dar foarte interesant că și acest cuvânt despre această cetate spune Scriptura cu sute de ani în urmă. Spune Scriptura. Și fratele Mihai, o citat aici din Scriptură, să vedeți ce spune despre această cetate Betleem. Foarte interesant. S-a dat această poruncă să se facă recensământul și acești doi tineri care încă nu erau căsătoriți, dar care Maria era însărcinată prin Duhul Sfânt, a trebuit să meargă să se înscrie că ei unde locuiau. Nu făceau parte de acolo, din neamul acela de oameni sau din zona aceea. A trebuit să se ducă acolo de unde făceau ei parte să se înscrie. Și foarte interesant că cetatea aceea era o cetate neînsemnată. Betleem, spune cuvântul lui Dumnezeu, haideți să vedem ce spune aici. În Mica, în capitolul 5, spunea fratele Mihai, cu versetul 2. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile căpetenile lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicie. Ei, și în timp ce ei erau acolo să se înscrie, să facă recensământul, i-a venit vremea Mariei să nască. Să nască. Și unde credeți că a găsit casă de poposire? Foarte interesant și aș vrea doar câteva cuvinte să amintesc puțin despre felul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut. Un fel care niciunul dintre noi nu ne-am lăudat. Niciunul dintre noi și nici copiii noștri n-ar fi prea bucuros să-ți spui cumva copilului tău că crește mare, uite, tu te-ai născut într-o șură. Te-ai născut undeva, într-un loc de jos. N-ar vrea să-i spui, dar aș vrea să vă spun ceva. În timp ce era în perioada aceea, înscrierea era multă lume, vedeau mulți oameni să se înscrie, de fapt, ca și ei. Și spune cuvântul că în casa de poposire, la anul, sau cei care, eu știu, primeau gazdă, nu mai era loc. Nu mai era loc. Foarte interesant, foarte interesant, că pentru ceilalți a fost loc. Dar pentru Maria, care purta în pântecele ei pe Domnul Iisus Hristos, n-a mai fost loc. Oare credeți că și aceasta a fost din întâmplare? Credeți că faptul că n-a fost loc pentru ei, chiar pentru ei n-a fost loc, nicăieri, credeți că a fost din întâmplare? Aș vrea să vă spun că nu cred aceasta. N-a fost din întâmplare, tot a fost de Dumnezeu planificat înainte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în casa de poposire nu era loc. Și bineînțeles, eu primit cineva, eu primit într-un graj undeva, și Maria a născut acolo, într-un graj. Apoi, după ce a născut, l-a pus pe Domnul Iisus Hristos într-o iesle și în felul acesta s-a născut. Știți cine? Dacă vă spun, poate o să spuneți, oare este așa? Arhitectul cerului și al pământului. Cel mai mare arhitect care putem să-l numim este Domnul Iisus Hristos. Știți că Dumnezeu prin El a făcut cerurile și pământul?
Dar foarte interesant. De atunci când a venit aici jos. S-a coborât din cerul Domnului Iisus Hristos. Din slava care avea. Din puterea care avea. Să închinau îngerii înaintea Lui. Toată știrea cerului să închină înaintea Lui. Și s-a coborât Domnul Iisus Hristos. Și oamenii, știți ce locaje avea? Un graj. Atunci când se naște copiii noștri, aș vrea să fac o scurtă paralelă. Când se naște copiii noștri, așa de grijă avem să-i pregătim o cameră specială, nu-i așa? Dacă se poate, dacă este băiat în albastru, dacă este fetiță în roz, și camera aia o izolăm și cumpărăm în ea tot felul de aparatură ca să încălzim. Și de multe ori soția spune înainte, dacă s-a născut copilul și l-a duce acolo, nu intra, acolo trebuie să fie numai el, să fie cald. Și ne îngrijim ca să fie bine pentru bebelușul nostru. Aș vrea să vă spun ceva. Pe Domnul Iisus Hristos oamenii nu l-au primit așa. Noi dacă am venit așa în lume, în luxul ăsta, putem să-l spunem. Domnul Iisus Hristos, care este Mântuitorul lumii, n-a avut parte, dragii mei, de aceasta. Știți de ce? El a venit în umilință. S-a coborât în locul cel mai de jos. În locul cel mai de jos care putea să se coboare. Ca să ne dea nouă o lecție, dragii mei. S-a coborât din ceruri și s-a smerit. S-a smerit cel mai jos. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Știți că Domnul Iisus Hristos, când vrea să se nască în inima cuiva, știți că acea persoană trebuie să se coboare jos? Domnul Iisus Hristos nu se naște într-o inimă îngânfată, într-o inimă arogantă, într-o inimă mândră. Nu se naște în o astfel de inimă. Domnul Iisus Hristos se naște din ismerit. Lăudați să fie numele Domnului. Noi dacă spuneam eu, dacă ne încălzim acea cameră și o pregătim pentru bebelușul acela, cu cel mai mare lux care ne-l permitem, știți Domnul Iisus Hristos cu ce a fost încălzit? Știți cu ce a fost încălzit? Cu respirația animalelor. Animalele prin respirația lor au făcut acolo o anumită temperatură în grajdul acela și Domnul Iisus în felul acesta a fost încălzit. Dragii mei, haideți să învățăm și aceasta de la Domnul Iisus Hristos. El care era Prințul Cerului, El care este Mântuitorul Lumii, s-a coborât din cer, din slavă, și știa, încă un detaliu foarte important să nu uităm în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos știa că va veni aici pe pământ, știa cum se va naște, știa cum îl va primi oamenii, știa toate aceste lucruri. Și totuși Domnul Iisus Hristos a acceptat planul lui Dumnezeu. Lăuda să fie numele Domnului. Mă rog în seara aceasta că Domnul Iisus Hristos, dragii mei, să se nască în inimile noastre. Amin? Să știți că dacă nu s-ar naște Domnul Iisus Hristos în inima mea și în inima dumitare, nu ne-ar folosi cu nimic să vă fac aceasta. Nu ne-ar folosi cu nimic. Mă rog ca în seara aceasta fiecare dintre noi să-L cunoaștem personal pe Domnul Iisus Hristos. Este foarte important. Este important pentru tine. Pentru tinerii care s-au botezat, pentru ceilalți tineri care se vor boteza. Este important să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos personal. Și ca să-L cunoaștem personal, trebuie să ne smerim. Trebuie să ne plecăm. Domnul Iisus Hristos ne-a dat această lecție. Lăudați să fie numele Domnului. Știu că predica mea seara aceasta a fost scurtă, dar am vrut doar să pun în context lucrurile din seara aceasta, ca apoi mâine, ca să vorbim poate probabil mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea să facem o rugăciune la finalul acestei slujbe, în care să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu, în care să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Să nu uităm niciodată să mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos. Să-i mulțumim că s-a născut în inimile noastre. Să mulțumim că ne-a făcut de cunoscut planul Lui. Să mulțumim pentru promisiunile Lui. Și apoi aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și pe toți cei tineri care se vor duce în seara aceasta cu această veste bună, să ne rugăm ca Dumnezeu să-i păzească. Dumnezeu să-i ocrotească, să vegheze asupra lor, ca să ajungă cu bine acolo unde se duc. Amin. Haideți așa cum stăm în picioare, să ne rugăm Domnul.